Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ministrii mediului din landurile Germaniei s-au reunit și au votat în unanimitate o limită de viteză pe autoban. Trebuie să promovăm protecția climatică printr-o limită a vitezei, a declarat ministrul mediului din Saxonia Inferioară. E desfie președintele conferinței pe probleme de mediu. Aceasta ar reprezenta o măsură rapidă și eficientă pentru a economisi multe milioane de litri de combustibil și tone de dioxid de carbon anual în contextul războiului din Ucraina. Pentru că, normal, la viteză mare se consumă mai mult, deci asta e situația. Vezi, mă, ce oameni, cum se gândesc ei la protecția mediului. Problema e că nu reușesc să se hotărească, deci au zis, da, trebuie să pune limită. Cât? Nu se hotărăsc cât? Aici e discuția. Cât să fie? Sky is the limit până deci, acum. Da, de unde până acum în anumite zone era cât poți, cât bagă. Coboare plafonul de nori, ca să zic așa. Da. Ai văzut cehul ăla cât a putut? Nu. Ce ceh? Nu știi cu cehul? Nu. Un miliardar ceh a mers în Germania. În Germania, da. Și s-a dat cu mașina cu 417. Cât a consumat? Kilometri la oră. Și s-a filmat. Și a fost dat în judecată. Că s-a filmat? Da. Aha. Și poliția a zis că n-a pus pe nimeni în pericol, că era vizibilitate bună și era uscat. N-avea Dacia Spring, sigur. Nu avea ceva mai pricopsit. Da. Tip Bugatti... Nu mai știu, Maybach sau Bugatti ceva. Bugatti pe GPL. Băi, eu pariez că aici s-ar pune. S-ar dacă pune, ar fi. Da. Deci, ce avem? Deci, Greenpeace solicită o limitare la 100 de km pe oră a vitezei maxime pe autoban pe perioada războiului. Cu 80 de km pe oră pe drumuri naționale, 30 de km pe oră în orașe. În orașe sunt de acord. Dar cum o să reduci la 100 de km pe oră? Nu, n-ai cum să fii de acord. Da. Tu ai mers vreodată cu 30 în oraș? Adică maximul, nu că un pic. Da, de multe știți ori. Știți cu amenda mea din Germania. De, de fiecare dată când intru în București, aș vrea să merg cu 30 la oră. E bună măsura în sensul că te forțează să renunți la mașină, definitiv. Voilà. Asta da. Adică nu mai are niciun sens să ai mașină dacă mergi cu 30. Mai bine, păi jos mai... În București este mai vioi. Traficul aproape blocat. La ora asta. Este nenorocire. Oamenii stau în trafic. Când te auzi spunând 30 la oră, mamă, dar chiar aș vrea chiar 30 vreau. La oră. Da, mi-a plăcea foarte mult. Ieri când am plecat de aici, da. Am luat-o spre Petrican, era blocaj total. Da. M-am întors, am luat-o pe partea ailantă. Blocaj. Era blocat tot orașul. Am înțeles, pe urmă, am aflat de la Busy Day că a fost ceva blocaj de la, de la CFR. De la asta s-a întâmplat. A fost o problemă cu barierele, cu CFR-ul, care s-a remediat între timp. Serios? Auzi? De asta a fost blocat orașul ieri. Azi unde are inundația... butonul de reset? Da, deci... Luca. Azi e inundație la Tineretului, da. Ca să știe cine ne tot ascultă. De la Busy Day ai aflat? Da. S-a văzut pe Busy Day. Luca este fan, toate știrile lui vin de la Busy Day. Da. Deci vă rugăm frumos, colegii de la Busy Day, să dați mai multe știri pentru domnul Luca. Vede și el interesează pe dânsul, mai dați câte o rețetă din când în când. Nu doar breaking news și chestii de astea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.